Dragii mei, vă aduc aminte că dezideratul nostru pentru anul acesta este nu altul decât să trăim pentru Hristos. Și mă gândeam ca în această seară să începem o serie de învățătură exact pe tema aceasta, dar cuvântul care ne-a fost pus înainte, în momentele care au trecut, m-a determinat să înțeleg că a trăi pentru Hristos înseamnă să ai o atitudine potrivită în necazuri. Și de aceea voi continua pe aceeași linie pe care fratele Nelu a predicat și vreau să pun înaintea dumneavoastră câteva lucruri care nu trebuie uitate în zile de necaz. De necazuri avem parte fiecare dintre noi. De n-ai avut parte, lasă-mă să-ți spun ceva. Vei avea. Însă vreau în această seară să ne stea înainte cuvântul acesta din scriptură, care a fost practic amintit. Romani 8 cu 28. Și tare aș vrea să-l citim toți, toți să-l citim cu voce tare. Haideți să încercăm. De altă parte. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Vă supărați dacă zic să-l mai citim o dată? Haideți, încă o dată! Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Doamne, ce promisiune frumoasă avem aici! Numai că în ziua necazului suntem tentați să uităm promisiunile lui Dumnezeu. Și așa cum am zis, și așa cum s-a spus de altfel în seara aceasta, orice om pe pământ se confruntă într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mică cu necazurile. Și în lupta aceasta cu necazurile suntem tentați ca și Petru să ne uităm mai mult la valuri decât să ne uităm la Domnul. Și aș vrea în seara aceasta să rămânem cu lecția aceasta importantă pentru noi. Sunt lucruri pe care n-avem dreptul să le uităm în vreme de necaz, dacă vrem să fim biruitori. Sunt câteva lucruri pe care vreau doar să le amintesc în această seară, să le pun înaintea dumneavoastră. Când trecem prin necazuri, primul lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Dumnezeu nu ne lasă în ceață. S-ar putea expresia mea să vi se pară ciudățică. Știți cum e în ceață? vezi, dar nu prea vezi. Zici că vezi, dar vezi numai aproape. Dumnezeu nu ne lasă în ceață. Ați... vă aduceți aminte ce am citit? Că dacă versetul tot nu ne lasă pe ecran, haideți să încercăm să ne aducem aminte. Ce spune acolo? Cum începe versetul? De altă parte, ce? În timpul necazului știm. Noi știm ceva. Noi știm în timpul necazului și tocmai de aceea această afirmație categorică: Dumnezeu nu ne lasă în ceață, spun din nou, noi știm ce se întâmplă cu noi când trecem prin necazuri. Nu trebuie să bășbuim în necazuri, nu trebuie să disperăm în necazuri, deoarece chiar în mijlocul necazurilor, necazurilor avem niște certitudini foarte încurajatoare. Știm că nimic din ce ni se întâmplă nu e un accident orb și stupid, Știm că nimic din ce ni se întâmplă nu este necunoscut și neștiut de Dumnezeu și dacă lucrul acesta îl vom ține minte când trecem prin necaz, să știți că nu vom avea niciun motiv să ne dăm cu capul de pereți. Nu vom avea niciun motiv să ne clătinăm. Pentru că noi în timpul necazului știm că este un Dumnezeu care veghează. Sigur că noi nu știm cum vor evolua lucrurile. Asta este interesant. Nu știm cum evoluează lucrurile în necazurile noastre. Nu știm pe ce direcție va merge viața noastră. Dar știm, zic încă o dată, că avem de a face cu un Dumnezeu care stă și veghează asupra noastră. Și de aceea zic și eu ca și poetul acela care a zis nu te îndoi, ci crede că după orice nor, e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Mi-e dat și mie să stau de vorbă cu oameni necăjiți. Și lucrul cel mai bun pe care poți să-i spui unui necăjit este să-i spui, vezi că se termină, se va termina necazul, se duce în norul și iese soarele. Ori, dragii mei, vă rog să nu uitați în vremuri de necaz, că Dumnezeu nu ne lasă în ceață. De asemenea, în vremuri de necaz, să nu uităm încă un lucru. E jobul, ca să vorbesc în termeni ăștia, pe care îl înțeleg foarte bine cei tineri, e jobul lui Dumnezeu să scoată ceva bun din necazul nostru. Câteodată ne agităm noi să vedem, dar ce iese bun de aici? Oare ce reușim să scoatem grozav de aici? Și începem să ne stresăm și începem să ne îngrijorăm, crezând că e treaba noastră să vedem cum putem schimba lucrurile în necază înspre bine. Însă vreau să vă spun, dragii mei, e jobul lui Dumnezeu să scoată ceva bun din fiecare necaz al nostru. Din fiecare încercare și din fiecare strâmtorare. Când noi ne stresăm, să știți că nu reușim să facem mare lucru ne îngrijorăm degeaba, deoarece noi nu putem schimba absolut nimic prin îngrijorare. Ce frumos zicea Mântuitorul în Matei 6 cu 27, zicea cuvântul acesta, și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Nu pot să schimb nimic prin îngrijorare în necaz, ci în îngrijorare trebuie să știi întâi că Dumnezeu vechează asupra ta, și în al doilea rând trebuie să știi că Dumnezeu va scoate ceva bun din necazul prin care treci tu. Nu putem de multe ori să înțelegem și stăm câteodată și ne frământăm și zicem, na ce mai poate ieși bun și din asta? Și din perspectivă omenească vei zice, nimic bun nu poate să iasă de aici. Dar totuși, Vreau să știți că Dumnezeu, din cele mai cumplite situații, din cele mai mari necazuri, El poate să scoată cu adevărat ceva bun. Noi nu putem să înțelegem asta. De ce oare? Pentru că noi raportăm binele nostru numai la ceea ce vedem, și numai la ceea ce vedem și auzim noi, și numai la ceea ce este în imediata noastră apropiere. Însă vă rog să nu uitați că perspectiva lui Dumnezeu e mult mai largă decât a noastră. Dacă noi vom raporta totul la jumătate de metru în jurul nostru, s-ar putea să nu vedem mare lucru. Dacă raportăm totul la 100 de metri în jurul nostru, s-ar putea să nu vedem mare lucru. Dar Dumnezeu care vede lucrurile într-o perspectivă foarte largă, El știe că undeva, cândva, e nevoie ca noi să fim transformați, schimbați, după planul pe care el îl are cu viața noastră. Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem: e jobul lui Dumnezeu să scoată ceva bun din asta și ce vrea el să facă? Poate vrea să ne formeze caracterul pentru veșnicie. Și să știți, caracterele așa se formează, nu se formează în biblioteci. Caracterele se formează în mijlocul necazurilor. Poate că Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru situații cu care nu ne-am confruntat niciodată. Poate Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru relații neștiute și necunoscute de noi. Cert este că în tot ce ni se întâmplă, Dumnezeu este implicat. Dumnezeu ne vede și Dumnezeu face ca toate lucrurile pe care le îngăduie să vină în viața noastră să lucreze spre un și mai bine al nostru. Uitați-vă ce zice versetul următor din Romane 8, zice versetul 29 așa, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel din tine născut între mai mulți frați, observați dumneavoastră ce vrea Dumnezeu cu noi. Vrea să ne facă să fim asemenea chipului lui Hristos. Ori pentru aceasta, câteodată, Dumnezeu trebuie să ne îngăduie să trecem prin necazuri, pentru aceasta poate că Dumnezeu trebuie să ne treacă prin situații mai puțin plăcute nouă, pentru că formarea și modelarea noastră ne pune în situații care pe noi s-ar putea să ne doară pe moment. Și aș vrea să știți că formarea chipului lui Hristos în noi este esențială pentru mântuirea noastră și, de asemenea, esențială pentru veșnicie este glorificarea lui Dumnezeu în viața noastră. Să ne gândim la Iov. A fost încercat, a trecut prin necazuri și vom sta noi și vom zice, dacă citim în mod superficial, dar ce? cu ce s-a ales Iov din asta? O, Iov s ales cu foarte mult. Zice la sfârșitul cărții sale, până aici, până acum am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, acum eu mă pocăiesc. De ce? Pentru că Dumnezeu prin necazuri a lucrat ceva în viața mea și-a schimbat total felul meu de a fi și-a schimbat total perspectiva mea. De am vrea să înțelegem fiecare dintre noi Întâi, Dumnezeu nu ne lasă în ceață când trecem prin necazuri. În al doilea rând, e jobul lui Dumnezeu să facă ceva bun din fiecare necaz. Și vreau să te asigur, frate și soră, tu care l iubești pe Dumnezeu, vreau să te asigur că nimic din ce ți se întâmplă nu e doar așa un accident, ci tot ce ți se întâmplă este bine știut și bine calculat de Domnul. Acum, haideți să vedem, e jobul nostru ce să facem. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele cui? A celor ce-L iubesc pe Domnul. ăsta e jobul nostru, să-L iubim pe Dumnezeu. Ori dacă am vrea să înțelegem, dragii mei, că eforturile noastre pe direcția aceasta trebuie să se ducă. Mie mi se pare foarte ciudat să văd atâția oameni care se frământă în vremea de acum. Că vine Apocalipsa, că vine sfârșitul lumii, că oarecum va fi perspective profetice de un fel și de altfel și așa mai departe. Dar ne scapă din vedere ce vrea Dumnezeu cu adevărat de la noi. Știți ce vrea Dumnezeu cu adevărat de la noi? Să-L iubim pe El. Și de-L iubim pe Domnul, dragii mei, orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, de-L iubim pe Domnul, El toate le face să lucreze spre binele nostru și cele mai mari necazuri, și cele mai mari încercări, și cele mai mari frământări. De aceea aș vrea să subliniez acest adevăr. Jobul nostru este să-L iubim pe Domnul. De ce? nu e așa că El ne-a iubit întâi? Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? L-a întrebat unul din cărturarii vremii pe Domnul Isus. Și Domnul Isus a răspuns și a zis, cea mai mare poruncă. Să știți când va veni Fiul omului pe norii cerului? Asta? Cea mai mare poruncă este să știți cum se va întâmpla cu pandemia și ce va fi după asta? Astăzi a trebuit să-l mustru pe un frate pentru că m-am trezit pe telefon cu cu niște vești din astea, că să vedeți în data de nu știu cât se împrăștie cu nu știu ce ser în atmosferă și nu știu, stați în casă că muriți și așa mai departe. Și a trebuit să-mi iau timp, chit că sunt prins și ocupat, dar mi-am luat timp și am început așa. Unu, de unde știi astea? Ești sigur că e adevărat. După aceea am pus, nu crezi că e voia lui Dumnezeu ca noi să împrăștiem încredere în Dumnezeu și nu teroare și teamă așa cum face diavolul? Și bietul frate m-a sunat după aia. Și a zis, vai, frate, mulțumesc frumos, mulțumesc, n-am să mai fac așa ceva niciodată. Dragi mei, cea mai mare poruncă nu este să ne ținem de lucrurile acestea de care se ține toată lumea. Toată lumea știe să împrăștie zvonuri, toată lumea știe să preia una și să preia alta, dar nu oricine știe să-l iubească pe Domnul. Și jobul nostru este să-l iubim pe Domnul. Jobul lui este să facă ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. De aceea, dragii mei, testul iubirii noastre față de Dumnezeu este atunci când avem încredere în El, chiar și atunci când trecem prin necazuri, chiar și atunci când ne este greu să zicem, e greu, dar știu că Domnul mă iubește. Exact ca și copilul acela care era întrebat nu ți-e frică să mergi cu trenul acesta, nu mi-e frică să mă duc, nu ți-e frică să treci prin munții aceștia, nu? nu, pentru că tata e la cârmă, tata e cel ce conduce. În necazuri, Dumnezeu nu ne lasă în ceață, în necazuri, jobul lui Dumnezeu, trebuie să știm asta, este să le conducă pe toate spre binele nostru. În necazuri nu trebuie să uităm că e datoria noastră să-L iubim pe Domnul. Și mai zic ceva să subliniez ceea ce spunea fratele Nelu, că zicea aici, nu numai necazurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul, ci spunea el, toate, chiar toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și atunci aș vrea să înțelegem că viața noastră este în așa fel. Făcută. e ca un mozaic, că fratele Nelu folosea ideea cu viață colorată, e ca un mozaic, câte o bucurie, ce trece zurlie, câte un necaz care vine peste noi, câte una și alta, și pe toate așa Dumnezeu le lucrează, ca pe o țesătură frumoasă, ca la capăt să scoată ceva frumos în dreptul nostru. Tocmai de aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem nu doar lucrurile importante și mari, ci și lucrurile mici din viața noastră, toate vor fi făcute de Dumnezeu să se adune la oaltă și să lucreze spre binele nostru. Știi că și jignirea aceea pe care a îndreptat-o către tine, colegul tău, ieri, când te-a jignit așa de urât, poate ai stat și ai zis, na ce bine poate să iasă din asta. Ia gândește-te bine, toate sunt îngăduite cu un scop. Te-a jignit un coleg, de ce? Poate că Dumnezeu a vrut să formeze în tine ceva. Să-ți dea mai multă răbdare. Nu știu exact ce a vrut să facă Dumnezeu. El e Cel ce le cunoaște pe toate. Noi nu le știm pe toate. Dar vreau să te asigur și necaz n-ai voie să uiți asta. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul. Și necazurile mari, și necazurile mici, și bucuriile mari, și bucuriile mici. Chiar și atunci când ni se întâmplă lucruri rele, Chiar și atunci când trecem prin crize, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și El va folosi spre binele nostru și ceea ce noi credem că este neplăcut. Mă întorc chiar și la Romani 8:28, care spune așa: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Eu voi încheia cuvântul din această seară cu o mare bucurie. Mă uit spre adunare, uită de aici, de la fratele Eusebiu încolo, mă uit spre dumneavoastră, spre toți, nu scap din vedere pe nimeni și vă spun așa, lăudați pe Domnul pentru că sunteți parte din planul lui Dumnezeu. Când ești în planul lui Dumnezeu, asta contează nespus de mult. Noi nu suntem Uitați undeva în univers, se vorbește despre singurătatea aceea cosmică care apucă pe unii și zic, vai de mine, noi suntem pe o planetă, nu știu unde, în, în galaxia Calea Lactee, nu mai știu pe unde suntem, într-o galaxie, nu știu cum și așa mai departe. Dragii mei, când îl ai pe Dumnezeu nu poți vorbi de singurătate cosmică. Nu ești uitat pe o planetă care zboară prin universul acesta? Nu. Nu ești uitat undeva pe o planetă. Ce aș vrea să știi ceva. Planurile lui Dumnezeu, toate sunt țesute pentru binele tău. Toate sunt țesute spre binele tău. Nici nu ne dăm seama ce planuri are Dumnezeu. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce are un mire mai drag alături de el. Ce e cel mai drag pentru mire? Mireasa. Biserica este mireasa lui Hristos. Dacă este ceva care contează pentru mire în ziua nunții lui, în pregătirea pentru nuntă, în nunta lui și după nuntă, ceea ce contează pentru mire este mireasa. Tot așa, dragii mei, vreau să știți că biserica înseamnă nespus de mult în economia lui Dumnezeu. Noi suntem parte din planul lui Dumnezeu și când trecem prin necazuri, nu trebuie să uităm că suntem parte din planul lui Dumnezeu. De uităm aceste lucruri, dragii mei, necazurile vor fi foarte grele pentru noi. Citeam zilele acestea un, o afirmație pe care a făcut-o un om, un om înțelept, să nu-i dau numele că e prea cunoscut, dar zice așa, în tinerețe am crezut că trebuie să driblez și să eviți necazurile. Acum înțeleg că e mai înțelept să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm crucea în necazuri. Până la urmă asta contează. Necazurile, dragii mei, credeți că întâmplător zicea apostolul, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează pentru binele vostru. Necazurile nu sunt o întâmplare Nu sunt un accident, o spun pentru a nu știu câta oară Ci necazurile sunt parte din școala lui Dumnezeu Pentru noi și pentru viața noastră Însă necazuri, dragul meu Asta îmi place să spun În necazuri Dumnezeu ne aduce aminte Și ne spune Nu trebuie să, să te porți ca unul care ști în ceață Că El nu ne lasă în ceață Noi știm ceva că necazul este parte din școală și dascălul stă și se uită la noi. Dascălul nostru Dumnezeu se uită la noi când trecem prin necazuri, e examenul nostru, nu suntem lăsați în ceață. Și apoi trebuie să ne bizuim pe el zicând, e treaba lui ca din necazul acesta să scoată ceva bun, cum a promis în Romani 8 cu 28 pentru mine. Treaba mea este să-L iubesc pe Dumnezeu asta e treaba mea. Și apoi, nu avem dreptul să uităm că suntem parte din planul Lui. De vom trece în felul acesta prin necazuri, vom trece cu fruntea sus și chiar de greul va fi foarte greu. Vom învăța să-L lăudăm pe Domnul și în mijlocul necazurilor noastre. Haideți să ne ridicăm cu toții și să avem un moment de închinare să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune